Este nevoie ca fenomenul suveranism să aibă cât mai mare putere și în Europa. Și se întâmplă asta. Trebuie să se întâmple. Femeile nu mai știu că sunt femei. Bărbații nu mai știu că sunt bărbați. Inventează 72 de tipuri de gen, binar, non-binar. Unii cred că sunt veioze. În anul 2024 vă propun ca în cadrul Congresului Extraordinar al Partidului Republican să votați candidatura sub o singură listă și sub o singură siglă pentru a câștiga toate alegerile de anul viitor. În primul rând, îmi permit să vă mulțumesc respectuos că astăzi m-ați primit alături de dumneavoastră. Pentru mine și pentru țărăniști este o onoare să vă salut astăzi și să vă transmit din inimă salutul nostru și foarte mult succes de tot ce vom face împreună. Nu o să încerc să vă țin un discurs despre ce putem să facem sau ce este rău în PNL și în PSD. Știm cu toții ce este rău în PNL și în PSD. Voi încerca însă să arăt câteva diferențe între noi, adică Partidul Aur, Partidul Republican și Alianța Națională Socialistă și ei. În momentul lansării oficiale a Partidului Republican din România, un partid despre care se vorbește tot mai des, se pun întrebări, se fac comentarii și asta pentru că forța noastră a crescut de la lună la lună. Meritul va aparține dumneavoastră în mare măsură. Asta prin acceptarea provocării pe care v-am lansat-o în urmă cu aproape un an împreună cu președintele Marian Cucea. Atunci vă spuneam unul dintre voi, dragi colegi, e momentul să nu ne mai fie frică, să ne exprimăm și să ne implicăm. Așa am început noi să creștem. Mai apoi vă spuneam, să nu ne știm să învățăm de la alții, să nu ne temem să ne asociem pentru a fi mai puternici. Așa a luat ființă parteneriatul cu AUR și cu ANC, de care eu personal sunt mândru și încrezător în șansa de reușită la alegerile din 2024. Plăcerea să-l prezint și să-l chem alături de mine pe Ionel Ciupe, un om cu vastă experiență antreprenorială și politică, o voce echilibrată, care a ales calea republicană devenind prim vicepreședinte. Ionel! Domnilor președinți, domnule președinte Marian Cucea, domnule președinte George Simion, domnule președinte Radu Vidău, stimați invitați, să reconstruim Partidul Republican. Cred că rezultatul se vede aici și acum. Vedeți, suntem în sală peste 800 de oameni. E de la o mână de oameni până la 800 de oameni, zic eu că e un rezultat extraordinar și cred că acel grup curajos de votat și consecvent merită aplauzele noastre. De aici, de acasă, și vorbesc de românii de aici, din România, dar și de milioanele de români plecați în străinătate pentru un trai mai bun. Știți bine, avem peste 5 milioane de români plecați. În marea lor majoritate, oameni cu o pregătire profesională serioasă. Avem ingineri, avem medici, avem cercetători, dar și meseriași, instalatori, sudori, zidari și așa mai departe. Și ce facem noi ca să suplinim lipsa de mână de lucru? Aducem din Asia, din Asia de Sud-Vest, din Bangladesh, din India, din Pakistan, din Nepal, din Cambodgia, din Filipine, cine știe de pe unde, oameni doar că se umple un gol, dar oameni foarte slab calificați. Vă spun, pentru că mă pricep la acest lucru, pentru că am o societate, o firmă de 31 de ani. E foarte greu. Cum puteți să-i convinge pe acei oameni să se întoarcă în România? Doar prin politici, în avantajul lor. Dragi prieteni, am bucuria să invit la microfon o persoană pentru care am un respect deosebit. Având privilegiul să-l cunosc sub multiple valențe în perioada când ca vicepreședinte al unui partid, am colaborat cu domnia sa.
Teodor Meleșcanu și a pus amprenta consistent în construcția politicii externe a României. Iar astăzi este alături de noi și ne onorează prezența. Domnilor președinți, toți cei trei președinți, stimate doamne și stimate domni, vreau să vă spun că astăzi pentru mine este un moment deosebit văzând ceea ce se întâmplă în sala aceasta, care este neîncăpătoare. De aceea, pentru mine, este un eveniment foarte clar, și anume lansarea de astăzi a Partidului Republican în Parlamentul României, care se desfășoară acest proces, prin primul congres al Partidului, sub conducerea domnului, bineînțeles, Marian Crușa. Sigur, doctrina Partidului Republican pe dreapta îmbină economia de piață și cu respectarea în același timp a intervenției minime pentru politicile locale din România și să nu uităm importanța relațiilor transatlantice a republicanilor noștri cu republicanii de cealaltă parte peste. Un alt membru marcant al AUR, un exponent a ceea ce numesc eu profesionalism, ia cuvântul astăzi la congresul nostru. Vorbim despre Ramona Ioana Princes. Într-adevăr, este lung drumul, dar suntem în condiție fizică bună, facem față și mai ales atunci când ne bucurăm că ne întâlnim cu oameni buni și patrioți, orice drum lung pare scurt și, bineînțeles, ușor de făcut și de parcurs. Mă bucur mult că m-am aflat aici. Astăzi suntem într-o familie mai largă, familia patrioților. Familia celor care împărtășim aceleași valori, aceleași principii, aceleași dorințe, aceeași năzuință. O Românie demnă, o Românie respectată, o Românie prosperă pentru noi toți. Dragi prieteni, știm cu toții că România trece printr-un moment sensibil al istoriei sale. Românii nu mai au încredere în guvern, în politicieni, nu mai au încredere în stat. Se simt trădați, manipulați și-au pierdut speranța. Nu mai cred aproape nimic din ceea ce li se spune. Profilul politicianului din marile partide actuale reprezintă pentru poporul român un trecut traumatizant, un prezent înșelător și un viitor incert. Acest lucru trebuie neapărat să se schimbe dacă ne dorim să reconstruim România, dacă ne dorim să avem viitor. Oamenii au nevoie să creadă în ceva, în cineva. Au nevoie de modele, au nevoie de lideri, au nevoie de un program care să-i aducă împreună și să-i facă să se simtă din nou parte a națiunii române. Voi încheia acum spunându-vă doar o mică întâmplare, parțial hazlie, de ieri, de la Focșani, unde am lansat în dezbatere publică programul de guvernare AUR în 15 puncte. În timp ce domnul președinte George Simion prezenta reforma administrativ-teritorială și eficientizarea administrației publice din România, respectiv măsurile din programul nostru, a început un mic cutremur. Ei, doamnelor și domnilor, va fi cutremur adevărat în momentul în care noi vom ajunge la guvernare. Pentru că atunci, într-adevăr, măsurile din programul pe care noi îl lansăm în dezbatere vor deveni realitate. Se vor cutremura cu toții pentru că, în sfârșit, România va fi condusă de patrioți, de oameni buni, de lucrare acestei țări. Doamne ajută! O invit alături de mine pe avocatul Daniela Călin, președinte al Organizației de Femei a Partidului Republican din România. Doamnelor și domnilor, stimați președinți, stimați colegi, dar mai ales stimate doamne, mă bucur că văd și multe doamne în sală. Aș spune că este vremea
puterea femeilor, într-adevăr. Așa cum a spus frumos, foarte frumos, doamna Ramona Ioana Bruinsiers, care i-a și mulțumesc că a făcut această deschidere. De ce spun asta? Pentru că este într-adevăr vremea femeilor în politică. Dar înainte de a trece la ceea ce vreau să vă spun, pentru a respecta principiul egalității de șanse și egalității de gen în politică, pentru că l-am auzit pe domnul președinte George Simion nominalizând mulți bărbați în care are încredere. O să fac și eu același lucru. Deci, voi spune că am încredere și nu neapărat în această ordine, doamna Ramona Ioana Brinsilz, în doamna Coșa Măricica, vicepreședinte al Partidului Republican și președinta filialei Bacău, în femei precum doamna Roman Monica, președinta Curții de Etică și Arbitraj a Partidului Republican, doamna Mihaela Neirosu, este o simplă asistentă medicală, dar nu atât de simplă, pentru că a venit la congresul nostru și în această calitate îi mulțumesc. Și în egală măsură, doamnelor, care sunteți prezente aici, eu am încredere în dumneavoastră. Așa cum am încredere în toate femeile din România și din diaspora, care ne reprezintă cu cinste, cu demnitate, și sunt adevărați ambasadori. Fac acolo o diplomație publică, pe care, din păcate, nu o face diplomația noastră oficială. Sigur, cu excepțiile aici de față, și mă refer la domnul ministru, nu pot să-i enumăr toate funcțiile pe care domnul Iasea le-a ocupat, Meleșcanu, despre care nu mai am ce să spun, pentru că numai numele dumnealui în sine și reprezintă o carte de vizită. Acum, pentru că s-a spus tot ceea ce erau de spus despre Partidul Republican, despre Alianța Aur, despre ceea ce ne dorim să facem ca și partid, eu vreau să vă vorbesc în principal despre importanța implicării femeilor în politică și mai ales în nivelul decizional politic. De ce spun asta? De peste 10 ani, la nivelul Uniunii Europene, asistăm la o ascensiune lentă, dar cu rezultate constantă, a femeilor în instituțiile administrative și politice ale Uniunii Europene. Avem un președinte al Parlamentului European, președinte al Comisiei Europene, nici nu vreau să enumăr toate aceste lucruri. Avem și în România multe doamne parlamentari, avem doamne europarlamentari. Însă, ceea ce constatăm, de exemplu, la nivelul guvernului, puține ministere, de fapt, cred că e unul singur, dacă nu mă înșel, sunt ocupate de femei. Există o dominanță a bărbaților, mai ales în ultimii, chiar 30 de ani, în ceea ce privește ocuparea ministerelor, care au o importanță deosebită pentru stat. Cum se începe de la justiție, de la apărare, de la externe. Ce s-ar întâmpla dacă am avea și ministrii la Ministerul de, și un ministru femeie la Ministerul de Externe? Cu siguranță, dacă am avea mai mulți ministri la nivelul Uniunii Europene la, în portofoliu la Ministerul de Externe, poate că nu am fi în situația de a avea război la granița noastră. Cred că sunteți de acord cu mine cu toții că implicarea femeilor în politică este esențială pentru o societate consolidată democratică, pentru o societate mai bună în ceea ce privește educația, sănătatea și prosperitatea economică. Domnul general Mircea Chelaru, fost șeful al Marului Stat Major. Domnule general, ziua bună! Am onoarea de salut, dragii mei! De fiecare dată, și colegii mei știu, încep orice discurs cu această adresabilitate. Te salut, popor român, oriunde te afla, salut mâna patriei române. În fața dumneavoastră, ca un mare copil în mirare. Mă mir unde se mai poate întâmpla așa ceva. O, Doamne, ce minunat! S-au trezit, oarecum, din
copleșeală, din lehamete, din disperare, din mizerie, s-au trezit românii și să înceapă a spune nu. Cred că de-aia suntem aici. Să spunem nu. Și să spunem exact la ce trebuie spus nu. Suntem acum, practic, sub o zodie a împlinirii. Acum 107, 1848, la 11 iunie, nu? Iubescu semna declarația mare de Iclas. În care, tot așa, punea bazele ridicării din genunchi a unei națiuni nevinovate în genunchiată. Dar e o vorbă, dragii mei. Doar când se moaie vâna voievodului să îndoaie genunchiul norodului. Iată ce înseamnă trimiterea directă prin metaforă la explicația faptului că suntem aici pentru a găsi calea de a ridica pe cel de jos în poziția verticală a demnității. Republicanism în această perspectivă este expresia libertății asumate, care este un pilon de bază al Alianței pentru Unirea Românilor. Oameni buni, o să ai de toate. Dar nu ai libertate, mai nimic. Cei care putem să aducem speranța României și să facem România măreață. Înainte de a vă ura cele bune, vă cer un vot. Vă cer votul ca împreună cu AUR și Alianța Națională Țărănistă să candidăm pe liste comune la toate tipurile de alegeri din 2024 pentru a da o șansă României să vorbim despre România și despre oameni valoroși, nu despre partide, cum se face acum. Vă rog să votați cu voi. Este cineva împotrivă? Nu. Abține? Nu. Vă mulțumesc. Anul 2024 să fie anul republicanilor, anul țărăniștilor, anul de aur, anul Alianței pentru Unirea Românilor, anul patrioților care pune piatra de temelie pentru România puternică și demnă. Dumnezeu să binecuvinteze România și pe români.